cititor, cum te lipsea din cele mai frumoase povesti din Biblie, povestea lui Iov. Ei bine, povestea lui Iov se află în acest volum, mai ales datorită faptului că conține și un amplu fragment poetic. Mare parte din aceste fragmente selectate sunt cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică, sunt fragmente poetice, chit că în Biblie nu se face foarte exact diferența între structura poetică a textului și structura în proză, precizează asta încă din cuvântul introductiv. Deci ține mai mult de procedeele stilistice folosite de autorii textelor, de paralelisme, de figurile poetice, de procedeele intertextuale și tot așa. Deci în mare parte textele sunt poetice și aranjate ca atare, dar au și ținut ca așezarea în pagină și în acest volum să fie, să respecte această așezare în textele originale. Așadar, povestea lui Iov este poate povestea oricărui om și Iov este înțelept în definiție și mai ales nu cel înțelept care își acceptă soarta pur și simplu, ci atunci când e greu, are curajul de a vorbi cu Dumnezeu, Creatorul lui, și mai mult de a lua ca martor într-un proces pe care, într-un ipotetic proces pe care ajuns într-o situație dificilă, el ar putea intenta lui Dumnezeu. Îmi permit să vă citesc doar un mic pasaj din această poveste. Spune eu, fața mi s-a înroșit de plâns și pe preoapele mele este umbra morții, dar mâinile mele n-au săvârșit sinicie și rugăciunea mea este curată. Pământul meu nu-mi acoperi sângele și strigătul meu să nu-și afle loc. Și acum iată, martorul meu este în ceruri, apărătorul meu într-un înălțim. Pune-te tu însuți, chezașul meu, pe lângă tine, cine altul ar putea bate palma cu mine? Pe lângă frumusețea traducerii și a ritmului, este o mare, mare îndrăzneală care ar trebui, de fapt în asta constă înțelepciunea maximă, îndrăzneala de a vorbi cu Dumnezeu și de a lua martor pentru tine însuți. Cam asta m-am avut de spus. Le mulțumesc încă o dată pentru răbdarea și îngăduința cu care m-a ajutat și pe mine să duc la bun sfârșit redactarea cărții. Și sunt sigură că nu mai multe lucruri să vă spun domnul Andrei Pleșu, care a semnat la fel de frumos cuvânt însoțitor. Poate la sfârșit să vă mai citesc fragmentul care mi-a plăcut cel mai mult, rugăciunea pentru înțelepciune. Acolo cred că este cel mai maestrit fenomen, când mă întrebește. Nu se spun tot atât de multe lucruri. Cuvântul înțelepciune face parte din cele câteva cuvinte care stârnesc un fel de reacție de adeziune promptă și de respect superior, definitiv, până într-atât încât nici nu mai contează ce înseamnă. Sunt cuvinte din astea care ajung să se înlocuiască pe ele însă. Le spui, toată lumea crede că știe ce spui, chiar și cel care le spune crede că știe ce spune, dar de fapt ele sunt un simplu monument, mai mult sau mai puțin vii. Așa e și cuvântul fericire. Mi-aduc aminte de un filozof român înainte de război, care a trăit în Germania, nu mai știe nimeni, era din generația Eliade Cioran Noica, care spunea: eu în Germania, când vreau să am succes la o masă, am un cuvânt pe care dacă îl spun, leșină toată lumea de plăcere, devin imediat intelectualul mesii. În când în când plasez cuvântul ontologie. Atunci, toate cupoanele de la masă dau ochii peste cap, că toți domnii devin cordiali, respectoși. Înțelepciunea riscă să fie uneori un cuvânt cu tipul ăsta de efect. Un loc comun este că înțelepciunea, o spun și în prefață, e o virtute pe care au ori bătrânii în general, fiindcă au experiență, au trăit multe, au văzut multe, ceea ce este un exces. Mi-aduc aminte că Andrei Stima spunea: în tinerețe eram bătrân, eram tânăr și nebun, acum sunt bătrân și nebun. Vârsta nu e o garanție de înțelepciune, uneori dimpotrivă.
De asemenea, înțelepți se crede sunt filozofi. Filozofii nu se mai ocupă de mult de înțelepciune, au devenit niște tehnicieni, niște oameni care analizează propoziții, care fac practic un relativism conceptual foarte rafinat, foarte tehnic, lucru pe care l-a anticipat unul din fondatorii înțelepciunii europene, Epictet, în manualul lui. E un pasaj acolo pe care îmi place să-l repet, în care el spune principiul, primul pas al gândirii este o propoziție de ordinul înțelepciunii, respectiv al moralei. Nu trebuie să minți. După aia vine pasul următor când unii se întreabă de ce nu trebuie să minți. Și începe o analiză a motivației care stă la baza acestei propoziții. După aia se pune întrebarea în pasul numărul 3, dar ce înseamnă o demonstrație? Ce înseamnă un de ce? Cum o să pune întrebarea ce înseamnă legătura între ceva și altceva pe baza copului este. Și în momentul ăla am uitat complet de unde am plecat. E o anticipare a istoriei filozofiei care e profetică în cazul lui Epictet. Noi ca însuși ne trage atenția că e o diferență esențială între înțelepți și profesorii de filozofie. Profesorul de filozofie știe cărți și idei, dar asta nu înseamnă neapărat filozofie. Aici avem de-a face cu o antologie de filozofie, de înțelepciune, nu de filozofie, pe care doamnele Broșteanu și Vazăceanu au făcut-o cu o pricepere, cu o acribie, care nu e de ordin strict filologic, deși ea e la nivel suprem în privința asta, dar înseamnă și bun gust, înseamnă și intuiție și înseamnă o mare iubire pentru cititor, pentru că fiecare pasaj e anticipat de informația strict necesară ca să înțelegi bine ce urmează. Adică este un act de generozitate și de ajutor pentru cititor de care veți profita cu siguranță. Acum, în Grecia antică, înțelepciunea însemna, în primul rând, să te integrezi în ordinea lumii, în ordinea naturii, în ordinea rațiunii. Să nu strici echilibru, să nu cânți o notă falsă, să nu creezi rupturi. A te purta drept însemna a te purta corect înăuntru unui balans cosmic, care, fără de care nu supraviețuim. Și fiindcă l-am pomenit pe Epictet, unul din sfaturile esențiale pe care el le dă este să învățăm să facem deosebirea între ce depinde de noi și ce nu depinde de noi. E prostește să te enervezi când pățești ceva care nu depinde de tine. Și e normal să îți placă și să cauți să obții ceva numai în teritoriile care depind de tine. Nu poți face ceva ca să schimbi culoarea ochilor, deși acum a început să facă, sau ca să-ți mărești înălțimea, sau ca să-ți schimbi moștenirea, amplasamentul public și așa mai departe. Dar poți să faci lucruri care depind de tine. E, noutatea înțelepciunii de tip biblic, care transpare din cărțile astea, este că există lucruri care depind de tine și există lucruri care depind de el. E, o să spuneți că e tot aia, că și alea care depind de el sunt tot lucruri care nu depind de tine. Nu. Pentru că de lucrurile care nu depind de tine în sens Epictet, asculți cum asculți de o fatalitate, cum asculți de soartă, cum asculți de întâmplare. Pe când de lucrurile care depind de cel care a creat lumea, asculți ca de o normă. Acolo este norma comportamentului tău plăcut Domnului, cum se spune de multe ori pe expresie caracteristică. Nu poți fi fericit, și asta e o lecție pe care modernitatea începe să o rateze, nu poți fi fericit fără reguli. Și nu există reguli fără un reper care nu e în lume, ci este deasupra ei. Le mulțumesc doamnelor pentru minunatul dar pe care îl face și, cum spun și la sfârșitul prefeții,
vă doresc o lectură plăcută și binefăcătoare. Doamna Monica Broșteanu. Eu o să spun câteva cuvinte, Francesca o să spun ceva mai multe, pentru că ea este cu cea mai mare contribuție la acest volum, întrucât într-un grup informal dinainte de 89 a început să predea aceste lucruri și de atunci o ține tot așa, deci a reflectat asupra lor îndelung, le-a filtrat, a văzut și feedback-ul de la studenți și a învățat cum să le zică așa fel încât să treacă. Dar în primul rând trebuie să fim recunoscători domnului Liceanu, care a avut această idee de geniu, nu ne-a venit nouă în niciun fel, să facă Biblia accesibilă în acest fel, să atragă lumea spre Biblie prin antologii, mai întâi de la rațiuni, acum de pagini de înțelepciune și vor mai veni spune. A fost, într-adevăr, foarte stimulant. Biblia, dacă sper că știți cu toții, este ca o bibliotecă. Are foarte multe genuri, specii literare, are narațiuni, are texte de lege, are rânduieli de cult, are istorie, are mituri fondatoare, texte prostire ale profeților. Toate acestea însă nu sunt niciodată izolate într-o anumită carte. Sunt o pondere mai mare sau mai mică în diversele cărți toate aceste elemente. Și atunci, de aceea o să găsiți, în afară de ceea ce se numește de obicei cărți sapiențiale, în această selecție, o să întâlniți și alte cărți. De exemplu, de la începutul Bibliei, din Levitic și din Deuteronom, dar puteam să luăm și din altele, dar cât de gros poți să faci un volum. O să găsiți la sfârșit și rugăciune, psalm, care, așa zis, și psalm sapiențial. Deci, este înțelepciune, dar nu numai. Chiar și în cărțile de înțelepciune, chiar și în proverbe, care sunt prin excelență ziceri de înțelepciune, o să găsiți și micronarațiuni. Deci, e greu de separat. Acum, cum le-am ales noi, care sunt cele mai frumoase? Foarte greu, pentru că ne plac mult mai mult decât acestea pe care le-am pus aici, dar, într-adevăr, am zis să fie cele mai reprezentative și să arate și un fir al reflecției sapiențiale, pentru că progresul revelației ale credinței și progresul răspunsului omului la revelație se ved de-a lungul Biblie. Și comentariile au încercat să sugereze aceste evoluții, iar pentru unele texte mai uneori mai șocante, se explice care este noima lor. Cel mai greu a fost cu proverbele. Cum să prezinți proverbele care sunt antologie de antologii? În Orient sunt extraordinar de importante. De exemplu, creștinii copți învață Cartea Proverbelor pe din afară. Cred că sunt dintre nostalgicii care regretă că Dumnezeu a trimis atâtea povești și n-a trimis un catechism. Astea sunt mai simple. Știm ce avem de practicat. În Occident mai puțin sunt prizate. Dar când citești proverbele la rând, vezi că se repetă temele, se reiau, se aprofundează. Așa că noi le-am grupat, o să vedeți acolo la referințe, că sunt cam amestecate. Restul cărților sunt luate pe firul lor. Textele sapiențiale, majoritatea sunt de factură poetică. Și am auzit pe cineva spunând, vai, dar ce greu se traduce poezia biblică. Nu e adevărat. Poezia biblică este extrem de simplă, e greu de tradus într-o limbă ca franceza sau engleza. Dar în românește se traduc foarte bine, pentru că avem o sintaxă și o morfologie care ne permit să respectăm originalul foarte bine. Dacă respecti originalul, pui cuvânt pe cuvânt, îți iese poezia biblică perfect. Că nu trebuie să cauți rime, ritmul vine de la sine și iese ceva frumos.
când vedeți un psalm chinuit, tradus în românește, să știți sigur că nu-i tradus din românește, e ori din franceză, ori din engleză. Nu-i tradus în ebraică, dacă e tradus în ebraică, se așează singur, în, așa cum trebuie ca să sune bine. Textele le-am tradus din ebraică, cele care s-au păstrat în ebraică, doar două cărți s-au păstrat doar în greacă, cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirac și Înțelepciunea lui Solomon, așa zisa lui Solomon, acestea sunt în greacă. Acolo traducerea aparține numai franciscă, că eu nu sunt specialist în greacă. Și sperăm că o să vă placă, ea vă va explica puțin ce am vrut să transmită în comentarii. Până vorbește doamna Medăceanu, vreau să-i spun și eu un cuvânt despre limba română. Mi-a spus o dată Emil Cioran, trebuie să recunoști că nu-l poți imagina pe Iisus vorbind franțuzesc. Doamna Francesca Medăceanu. Da, despre ce e vorba în mare s-a spus, cum să trăiești ca să fii fericit, am pus câteva fragmente din ce am socotit că e prealabil, ce autorii de cărți numite termeni exegeze sapiențiale, ce aveau în subconștient, într-un fel, chiar dacă ele nu arătau chiar cum arată acum. În general, noi zicem că sunt porunci, sunt dispoziții, sunt... Uite, cele 10 porunci nu se cheamă așa, nu în limbile noastre, în ebraică se cheamă cele 10 cuvinte. Cuvinte pe care le spune Dumnezeu. Și care e motivația respectării? Apare foarte des. Fiindcă Dumnezeu e așa și omul să încerce să se semene într-un fel ca să fie fericit. Asta e motivația primară și restul de curg de aici. Puțin despre fiecare carte, că despre înțelepciune în general s-a mai spus. În cartea Proverbelor e un amestec de seriozitate, de umor, de forme scurte, de dezvoltări mai largi. S-au făcut de-a lungul timpului. Unele poate erau proverbe populare la început, altele se presupune că erau într-un fel de școli pentru tinerii care vreau să împlinească o funcție în stat. Nu știm foarte bine despre ele, dar rezultatul este absolut fermecător. Câteva lucruri sunt importante. Unul este motivația. De ce să faci lucruri bine și să nu, de ce să nu faci rău, în fond? Și sunt tot felul de motive, le vedem așa de-a lungul, amestecate, așa cum curg ele în colecții, pentru răsplată sau ca să fugi de pedeapsă. Care e răsplată? Poate să fie viață lungă, pe bunăstare, respectul din partea concetățenilor, poate fi și asta, dar de foarte multe ori este fă așa, că așa e plăcut lui Dumnezeu. Să nu faci așa, pentru că nu-i place lui Dumnezeu, este urât cu Domnului. Acum, e interesant de a putea, adică oricine se poate uita, am încercat să alegem câteva semnificative, care sunt, să zicem, păcatele care sunt, îl enervează cel mai tare pe Dumnezeu, dacă pot să spun așa. Și apare încă, poate cel mai mult, este calomnia. Cum se spune, cel care bagă strâmbe între prieteni, care încearcă să semene vrajbă, acela e într-un fel cel mai urât de Dumnezeu și e o singură sinucidere propriu-zisă în Vechiul Testament și acelea care încerca să se învrăjbească. În același timp, foarte multe amintite, cu mare reprobare, e cinstea, mita, să nu spun șpaga, strâmbarea justiției, tot felul de lucruri care sunt actuale de-a lungul timpului. Și foarte mult umor.
nu rezist să nu citez un fragment de la sfârșit, sunt proverbe numerice. Patru lucruri pe lume, sau trei lucruri pe lume, ba chiar patru, sunt niște tipare din astea numerice care au rostul meu. Trei sunt care pășesc falii, patru cu mers frumos. Leul, cel mai viteaz dintre animale, care nu dă înapoi în fața nimănui. Cocoșul țanțoș, țapul și regele cu oastea în jurul său. Cărțile grele, cartea lui Iov, care a fost extraordinar de mult discutată, s-a scris despre ea enorm de mult, uneori ai impresia că cine a scris-o știu dacă a citit foarte atent cartea, adică uneori se lucru scuse pe din afară, depinde și cum o vezi ca punct de plecare. Din păcate, cam ce se știe și ce se spune peste tot și la biserică și așa, Iov a fost un om foarte drept și integru și la un moment dat încerc să cadă nenorocirile peste el, își pierde tot averea, își mor copiii și el se îmbolnăvește îngrozitor. Și se retrage sau este trimis la marginea satului și stă acolo în dezolare. Și la toate nenorocirile, el nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu, ci spune Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și din păcate lucrurile se opresc aici, de obicei. Tocmai de aici începe istoria. Probabil că e o istorie mai lungă, atestă, le-am povestit acolo, cum ce spun specialiștii, nu a fost făcut dintr-o dată, dar de aici începe Iov să se jelească, să zicem, și cei trei prieteni care vin la el să-i dea sfaturi. Iov este tot mai supărat, își cere moartea, e supărat pe Dumnezeu, să-i spună, el e nevinovat. Cu ce a păcătuit? Prietenii, în schimb, vorbesc ca la carte. Nu se poate, Dumnezeu e drept, dacă ai de suferit, tu ai păcătuit ceva. Și cu o plăcere, așa, descriu pedapsa celui rău, felul în care va fi pedepsit cel rău, așa, că ei nu fac parte din categoria asta, pe când noi, cei buni, și așa mai departe. Și așa merge într-o serie de dialoguri care se încinc pe parcurs, că nu e locul să le povestesc, și până la urmă vorbește Dumnezeu și nu-i explică lui Iov. De altfel, ce vrea să-i scoată din cap este că suferința ar fi neapărat o pedeapsă. Lucrurile stau altfel. Dar nu-i ține un curs despre suferință. Și povestește despre cosmos, despre frumusețea cosmosului, că se arată Dumnezeu care știe și când naște fiecare căpriță și o vedează. Și în partea a doua povestește despre crocodil și hipopotam. Nu-i dă o soluție, dar la urmă eu se împacă, nu că se împacă cu gândul, e bucuros. Și după aceea vin și răsplățile materiale, să zicem, care sunt de poveste, ca și începutul cu diavolul care se tocmește cu Dumnezeu, la sfârșit faptul că Iov își recuperează averile și Dumnezeu îi dă și alți copii care să-l mângâie de pierderea primilor, e poveste, nu trebuie să ne blocăm aici, cum se poate autorul să fie așa de prost încât să-și închipuie acum. Aici se întoarce în poveste totul, într-un fel cam cum în tragedia greacă, la sfârșit totul se întoarce acolo puțin altceva, dar se întoarce în universal, de la încrâncenarea de pe parcurs. Sunt niște întrebări pe care merită să ni le punem de-a lungul textului. Ce vrea Iov cu adevărat? De ce suferă atât de mult? Care e motivul principal al suferinței, dincolo de toate împrejurările materiale pe care le vedem? Ce nu e bine în ce spun prietenii? De ce Dumnezeu spune la urmă că n-au vorbit așa bine cum a vorbit Iov? Iov care tună și fulgeră și e destul de obrajul cu Dumnezeu uneori și Dumnezeu nu știu că a vorbit perfect, dar nu se supără din poate. Altă întrebare, poate fundamentală, pe ce ton îi vorbește Dumnezeu lui Iov? Asta chiar că depinde de trăirea prealabilă a fiecăruia, dar și de restul Bibliei, să spun. Și
în ce moment se alină Iov? În ce moment se împacă? Astea sunt foarte acolo. E o carte foarte modernă, foarte deschisă. Nu îți dai soluții gata făcute. De asta și a fost interpretată în diverse feluri, dar merită citită cu atenție și merită citită cu traducere din ebraică, pentru că traducătorul grecește, ăla în Septuaginta din minus 2 sau cât ar fi fost, s-a îngrozit uneori de duritatea cuvintelor lui Iov către Dumnezeu și le-a îngrozit uneori să le înțelege mai mult. Altă carte, tot așa dură, e Ecclesiastul, din care tot așa rămân nimic nou sub soare, deșertăciunea deșertăciunilor, ori e mult mai mult decât atât. Și, de exemplu, să spun, a, singurul loc cu carte mânghe, Ecclesiastul, să mă lăsă să vezi, să-ți vezi de viață. Ori nu e așa, e ceva acolo care diferă de tot restul epicureismului sau știu eu, și care dă cheia. Multe lucruri sunt de văzut și acolo și un text dens, cât poetic, cât sunt o proză așa alunecă între una și alta, de mare frumusețe. Până este înțelepciunea lui Sirac, vedem, indiferent că cineva o acceptă în Biblie sau nu, că și Sirac și Cartea Înțelepciunii, Sofia, propriu-zis, pe unii nu le acceptă că a făcut parte din Biblie pentru că nu s-au păstrat în ebraică. Indiferent cum o primește cititorul, vede cum a evoluat gândirea în raport cu Dumnezeu până la sfârșitul evului mediu, până la sfârșitul epocii vechi, până la sfârșitul. Ce un îndemn în înțelepciunea lui Solomon, cine se scoală de dimineață ca să plece în căutarea înțelepciunii, nu așa, o va găsi că ea stătea deja pe treptele casei și l-aștepta. Adică Dumnezeu e cel care dăruiește, de fapt, și dăruiește foarte democratic, numai omul să vrea să primească. Și psalmii la urmă, care sunt un cântec continuu de răspuns. Și așa, atât am vorbit și așa prea mult. Mai citesc un fragment, dar să aveți plăcerea, da, să citiți singur. Vreau doar să mai spun că aceste cărți, știți, există, în romanele poetiste, există o așa numită serie neagră, serie noire. Îmi place să mă gândesc la aceste cărți și la altele pe care le-a publicat mai recent sau mai recent editura Humanitas, ca la niște cărți dintr-o serie albă. Ele stau acolo și pe rafturile editurii, și în rafturile bibliotecilor, și în rafturile bibliotecilor de acasă. Și le păzesc. Sunt bune, sunt niște prezențe bune. Sunt din aceeași serie, acestea două, pagini de înțelepciune biblică și cele mai frumoase povestiri din Biblie. Un volum recent publicat, Însemnările personale ale Papei Ioan Paul al II-lea, despre Îngerea Domnului Cleșu, Cristului Velázquez, Miguel de Unamuno, poemă, frază după un tablou celebru al Cristului Răstignit, al lui Velázquez, și multe, multe altele pe care le-ați descoperi. Mulțumesc încă o dată tuturor invitaților și dumneavoastră și vă invităm o lectură când vă invităm.